Este evident că școlile sunt puternic afectate. S-a decis astăzi că această vacanță să fie valabilă nu numai pentru ciclu primar, ci și pentru gimnaziu și liceu pentru 2 săptămâni. Mesajul președintelui României, Klaus Iohannis, de acum 2 zile a stârnit nemulțumiri în rândul părinților. Atât aceștia, cât și profesorii consideră că orele ar fi trebuit să aibă loc măcar în mediul online, pentru că astfel nu se mai pierde din materie. Ne-a deranjat faptul că nu ne-a consultat și nici nu suntem de acord cu această pauză, în special pentru clasele terminale. Este și o ruptură în procesul de învățare. Vacanța la nivel de liceu nu cred că este cea mai potrivită soluție. Da, în online este foarte în regulă. Acum, că sunt în vacanță și dacă nu există și restricții, într-adevăr, de circulație, stau acasă și după 2 săptămâni vin mai bolnav decât pleacă din școală. Vacanța mult iubită odată de elevi a devenit acum un impas în ceea ce privește învățarea. Unii tineri cred că această pauză o să le facă mai mult rău decât bine. Și asta pentru că susțin aceștia materia care va fi pierdută în această perioadă nu se știe când va fi recuperată. O vacanță pe nepusă masă nu îi încântă atât de mult pe unii elevi. Aceștia consideră că o pauză în procesul de învățare i-ar dezavantaja. Ni se pare o măsură foarte proastă și neadecvată în acest moment, fiindcă, cum a fost și vacanța de anul trecut, a reușit să scadă cazurile de COVID, însă a făcut să crească numărul de corigenți sau de elevi care n-au luat evaluarea națională sau bacalaureatul. Să se fi investit în învățământul online și să trecem în el acum. Această măsură obligă autoritățile să transmită modul în care va fi modificat anul școlar în curs, dar și să prezinte situația infrastructurii unităților de învățământ. Ne manifestăm dezacordul cu privire la prelungirea vacanței de 2 săptămâni sau cu o trecere unitară la nivel național în scenariul online, suspendarea organizării tezelor semestriale pentru semestrul 1 și înlocuirea acestora cu evaluări sumative. O mare parte dintre elevi și-ar fi dorit să le fie puse la dispoziție dispozitive performante prin care să poată continua orele în mediul online. N-ar fi trebuit acum să intrăm în vacanță, pentru că abia ne-am montat cu școala și chiar dacă o să avem mai mult timp liber în perioada asta, mi se pare că ar fi trebuit să continuăm fizic. Mi se pare că e o decizie luată foarte prost, mai ales pentru că s-a întâmplat și anul trecut la fel și acum 2 ani și măcar dacă făceam online așa vacanță, o să ne ieșim din ritm. Mă dezamăgește cumva pentru că doar ce am reușit să ne intrăm în ritm, a început școala și acum încă 2 săptămâni de vacanță, nu o să ne dea oportunitatea să ne dezvoltăm în continuare. Preferam măcar școala online. Sunt însă și elevi care se bucură că vor sta acasă pentru 2 săptămâni. Nu-ți pare rău că nu mai poți să vii la școală, că o să înveți mai greu în online după aceea? Nu, m-am obișnuit cu online, nu? Vacanța o să fie ok pentru că o să ne mai odihnim și noi. În rest, ați fost obosit până acum? Da. Măsura a fost luată din cauza numărului tot mai mare de infectări. De pildă, la nivelul județului au fost confirmate de la începutul pandemiei până în prezent 734 de cadre didactice, 2375 de elevi, 343 de studenți și 194 de angajați din unitățile de învățământ. Am convingerea că această decizie a fost luată consultându-se specialiștii în domeniu. Cele 2 săptămâni de vacanță au legătură cu măsurile care sunt luate astfel încât să se prevină răspândirea cu violența virusului SARS-CoV-2. Cred că este o măsură binevenită. Începând de luni, 25 octombrie, elevii claselor primare, gimnaziale și liceale vor fi în vacanță până pe 8 noiembrie.